Tu vuoi accettare. Decevi la miseria. Care e motivul pentru care vii aici? Prima biserică pe care am păstorit-o în calitate de presbiter cu delegație de păstor a fost o mică biserică lângă localitatea Oradea, o biserică ce avea undeva la 64 de membri. O localitate extrem de apropiată, lipită, practic, de orașul Oradea. Și când am început pastorația acolo, aveam vreo 25-26 de ani. Și fiind extrem de tânăr pentru slujba asta, declarat presbiteros, adică bătrân, încă înainte să fi fost bătrân, și pus acolo să slujesc în biserica aceasta, frații din comitet, fiind mai în vârstă decât mine, au reușit performanța să mă convingă, eu neavând în vremea aia o voință foarte puternică, să facem împreună un fel de sondaj și să întrebăm biserica ce ar trebui noi să facem mai bine, ca lucrurile să funcționeze astfel încât oamenii să fie fericiți. Nu știu cum a sunat întrebarea. Dar întrebarea era ceva în genul ăsta. Ce ar trebui noi să facem în biserică pentru ca nevoile voastre să fie împlinite atunci când veniți la Casa lui Dumnezeu? Și noi am pus întrebarea, le-am spus oamenilor că vom face acest sondaj, să vină pregătiți. Și o să vă mărturisesc un lucru. Eu știam dinainte care vor fi răspunsurile. În bună măsură le-am și spus celor din comitet. Ca să le știți, dacă vreți, eu vă scriu răspunsurile încă de dinainte. Dar pentru că ei au insistat, am făcut sondajul de opinie și mi-aduc aminte că erau 3, 4, 5, 6 într-o familie care au dat 4, 5 răspunsuri diferite. Unii au spus așa. Dom'le, ca biserica asta să meargă mai bine, avem nevoie neapărat de mama și copilul. Că nu se mai poate, dom'le, cu pruncii care se plimbă prin biserică. Alții, unul care avea mașină și cumpărase de curând o mașină și o parca în stradă și care pe parcurs programului din 10, 15, 20 de minute mai ieșea din când în când să vadă ce se întâmplă cu mașina. Altul a zis, dom'le, noi avem nevoie de parcare. Fără parcare, biserica nu merge bine. Alții care tocmai veniseră din Biserica Baptistă și au trecut la noi la Pentecostal, au spus, nu se poate, voi n-aveți studiu biblic. Dacă vreți ca biserica asta să meargă mai bine, în mod obligatoriu, trebuie să începem un studiu sistematic pe cărțile din Noul Testament. Au zis, ei țin și acum aminte, mi-au spus, îmi scriau acolo Romani, Galateni, Epistolele lui Pavel. Și fiecare în funcție de nevoia lui. Unii fiind mai pentecostali au zis, avem nevoie de proroci. Cu toate că aveam aproape jumătate de biserică. Dacă vrem ca lucrarea să meargă mai bine, spuneau, obligatoriu avem nevoie de proroci. Unii parcare, alții proroci, alții studiu biblic. În aceeași familie, 4-5 răspunsuri diametral opuse. Dintre toate răspunsurile, cel mai corect din punct de vedere teologic, dacă vreți, dar și cel mai frumos, nu știu dacă din punct de vedere teologic, aici e o dezbatere, am putea să dezbate problema asta, dar cel puțin ca frumusețe a fost cel mai tare. Pe o foaie mai mare, a scris fratele care era un fel de lider de laudă și închinare a bisericii noastre, care stătea pe penultimul rând și cânta întotdeauna, de acolo conducea cântările, fratele Pavel, așa îi zicea, fratele Pavel a scris, nu ne-a dat seama că a fost el după literele mari din parcul care scria, îi tremura mâna și toți am știut că e vorba despre el, fiind puțin membri, știa deja, chiar dacă era, cum să vă spun eu, secret, nu prea era secret. El a scris mare așa, noi, biserica pentecostală din localitatea, cu numele și așa mai departe, avem nevoie de Iisus. Punct. Ăsta a fost răspunsul lui. Dacă vrem ca lucrurile să meargă bine, a scris el acolo, noi avem nevoie, în primul rând, de prezența lui Iisus. Eu mă întreb pe dumneavoastră, ce căutați în seara asta aici? De ce veniți la biserică? Care e motivul care te animează? Care e motorul care te duce spre biserică? Atunci când vii la biserică, care sunt așteptările tale? În seara asta, de exemplu, te-ai gândit că o să vină nu știu care predicator și o să fie ceva mai interesant, că o să cânte corul împreună cu orchestra, că se va întâmpla ceva în locul acesta. Ai venit pentru că ai anumită cauză, ai venit pentru că ai anumită problemă, te întreb în această zi, tu de ce ai venit aici? Am descoperit ca și păstor că sunt o mulțime de oameni, cu o mulțime de așteptări și de cele mai multe ori așteptările acestea sunt atât de diferite.
Mi-aduc aminte că eram într-o biserică în urmă cu vreo a 2 ani de zile, într-un orașel din Moldova, și înainte să înceapă programul cu un ceas înainte, în ceea ce frații numeau biroul bisericii, nu prea era birou, că era o biserică destul de sărăcăcioasă în construcție, eu mi-aduc aminte că a venit un domn care spunea că e frate și am auzit prima dată, mi-a salutat cu pacea Domnului și mi-a spus că are nevoie de niște bani, că a venit la biserică să-i facem o colectă. Pentru că are un copil și era cu copilul după el care era tuns la zero și a spus, băiatul ăsta e bolnav de leucemie, avem nevoie de bani pentru el. Și cel care conducea adunarea m-a întrebat ce părere am eu de treaba asta. Să facem colectă sau să nu facem colectă? Și am zis, dumneata ești aici, simți călăuzirea, nu știu ce călăuzește dumneavoastră Dumnezeu. Și a zis să facem colectă. Și au făcut frații colecția, era în plin, programul a început ceva mai devreme. Au făcut colecta și nu știu cum i-au dat colecta înainte să începe predica. Și au început să predic și, mă rog, am predicat cum am predicat, nu prea contează asta, am învățat că nu prea contează atât de mult ce spui, cât e de important ce înțeleg cei care ascultă. Am predicat Cuvântul lui Dumnezeu, am proclamat Evanghelia lui Hristos. Și după aia, la sfârșit, am făcut chemare. Nu obișnuiesc să fac de fiecare dată chemare, dar am făcut atunci. Au ieșit în față 7 oameni. Țin minte că nu au fost mulți. 7 și cifră biblică. O să am 7 puncte, vă avertizez la predică. Au ieșit în față și între cei 7 era omul care ne-a cerut colecta. Era tatăl lui Emanuel, cel despre care v-am spus că avea un băiețel împreună cu el, tuns la zero. Au ieșit în față, eu am făcut rugăciunea și după ce am făcut rugăciunea, am dat să ies pentru că mă grăbeam. Aveam vreo 12 ore de făcut pe drumurile din România spre Oradea. Toată noaptea aceea aveam de călătorit. Și mi-aduc aminte bine că omul ăla, despre care v-am povestit, a pus mâna pe mine și mi-a zis, pastore, nu ești din locul acesta, vreau să fac o mărturisire public înainte de a merge în Italia de aici. Și când a zis treaba asta, eu m-am uitat la ăla care conducea adunarea și a spus, e riscul dumitale, faci ce vrei. Dacă vrei să-i dai loc, dă-i loc să vorbească ce are de zis. Și omul a zis, lasă-l să vorbească. S-a ridicat în fața adunării și a zis, oameni buni, vreau să vă spun ceva. Eu împreună cu familia mea, de câțiva ani trăim în minciună. Băiatul nostru nu e bolnav de cancer. N-are nicio problemă. Dar eu împreună cu soția, am decis că am putea să trăim pe seama bunătății voastre. Noi umblăm din biserică în biserică cu scopul ăsta. Și noi venim la biserică să vă luăm banii și să plecăm după aceea. Omul ăla a făcut un gest, cum rar am văzut vreodată într-o adunare. A luat banii și a aruncat pe anvelul bisericii. Părea puțin teatral, dar mi-am dat seama că nu-i teatralitate, ci e ceva care izvorăște dintr-o inimă care atunci se pocăiește. Erau pe primul rând niște celebri interlopi din localitate și când am văzut că ăsta aruncă banii, m-am gândit, bă, mult curaj. De ce? Pentru că ăștia au pus cei mai mulți bani. De unde știu? Pentru că au arătat înainte să pună banii, pentru că există și despre categoria asta care îți faci selfie înainte dacă e faci. Eu, timp ce pun banii la biserică. Și ăștia sunt sentimentali și am văzut pe toți așezați pe primele rânduri și mi-a zis treaba asta nu o să iasă bine. Întotdeauna fixez ușile când sunt la amvon, voi n-aveți uși. Ar trebui să mergi acolo de ieșire, în caz de urgență pentru predicator. Fire exit, să numesc asta. Și mi-aduc aminte că m-am uitat înspre ușă și am zis, băi, nu știu ce o să se întâmple. Mă uitam la interlop, mă uitam la asta, mai ales că știam că i-au pus de 200 de lei, unul pus de vreo câteva milioane și mă uitam la el și omul plângea, cum vă spun, rar am văzut pe cineva plângând în ultima vreme în bisericile noastre, sunt mulți care se plâng, prea puțin care plâng și omul ăsta plângea cu o disperare omului care știe că fără Dumnezeu, fără iertarea lui Dumnezeu, n-are cum să ajungă în rai și plângea și mi-a zis în inima mea, bă, omul ăsta are un curaj nebun. Numai pocăința adevărată, care ca rod al lucrării Duhului Sfânt, putea să-l împingă, să meargă în față și să facă declarația asta în față ălora. Pentru că ăsta riscă în momentul ăsta să ia o bătaie soră cu moarte de la ăștia. Și eu stăteam și mă rugam și mă gândeam și mă uitam și la ușă și mă gândeam și mă rugam. Și omul plângea în față și era o liniște în adunare, nu știu dacă s-a fi întâlnit liniștea, cred că era de vreo câteva tone, dar liniștea aia, nu știu, știți liniștea aia care nu-i bună. E o liniște bună în adunare, dar e și o liniște din aia așa, zici, bă, acum nu știi ce iese. Și liniștea aceea, omul plângea, 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 cum rar am văzut plângând.
Și în momentul ăla Duhul Sfânt îmi vorbește la nivelul minții. N-am auzit o voce, nu cred că am avut vreo revelație specială, dar Duhul Sfânt îmi vorbește la nivelul minții și îmi spune: ridică-te, îmbrățișează-l și spune-i că pentru că a avut curajul să se pocăiască, Dumnezeu îl iartă. M-am ridicat în picioare, m-am dus, l-am îmbrățișat și am zis: pentru că ai avut curajul să te pocăiești în fața tuturor, Dumnezeu te iartă. Îi vă spun un lucru, în momentul când am spus treaba asta, toată adunarea s-a ridicat în picioare și a început o rugăciune, și a început o rugăciune cum n-am mai văzut din vremea copilăriei. O rugăciune înflăcărată, o rugăciune la care n-a trebuit cineva să dea vreun îndemn. Întotdeauna am zis că nu știu care ar fi rostul să îndemn eu un om care e matur duhovnicește să respire din punct de vedere spiritual. Hai că mai poți odată să respire, adică să te rogi încă o dată, fără niciun îndemn. Rugăciunea aia a fost o rugăciune fabuloasă. Ce interesant e că omul ăla a venit la biserică, a venit la biserică să mai facă rost de niște bani și s-a dus de acolo iertat și mântuit de Hristos. Eu nu știu de ce ai venit la biserică seara asta. Poate ai venit pentru că ai un vecin sau un prieten sau o prietenă ce are darul ăsta în insistenție, cum avem noi pocăiții câteodată, ce te tot bături la cap, bă, hai la evanghelizare, vino, că acolo e ceva special. Poate dragul meu tânăr a venit în seara asta că te-a dus mama și tata, ai fi preferat să stai la televizor sau ai fi vrut mai degrabă să stai pe Facebook acasă, vedeți aici, nu stați pe Facebook. Poate ai fi preferat, nu știu, să fi făcut orice altceva, nu știu de ce ai venit în seara asta. A venit din politețe, ai venit poate pentru că ai o problemă și ai zis, bă, cine știe, poate se întâmplă vreun miracol în seara asta în biserica pentecostală, dar știi ce-mi doresc din toată inima? Indiferent că ai venit dintr-un motiv sau altul, la sfârșitul acestei slujbe, la fel ca orbul acesta vindecat de Iisus, să poți să mergi din locul acesta cu sufletul iertat și împăcat cu Dumnezeu, după ce te vei fi închinat înaintea lui Hristos și vei fi recunoscut că El este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele tale. Eu cred din toată inima că indiferent de motivul pe care l-ai avut când ai venit aici, poate că ai venit să te mai bagi tu în seamă, să mai cânti, să mai faci nu știu ce, să-ți arați noua colecție de toamnă, iarnă, poate că ai venit, nu știu, să te uiți după careva, să vezi pe cineva, indiferent care e motivul care te-a dus aici. Vreau să proclam un lucru pe care voi cu toți îl știți, aici este prezent Iisus. Și dacă biserica are nevoie astăzi de ceva dincolo de reforma exterioară, dincolo de predicator, dincolo de pregătirea academică și teologică, dincolo de lucrurile astea materiale, avem nevoie disperată de a înțelege că acolo unde se adună doi sau trei în numele lui Iisus Hristos, El este prezent. Și indiferent care e motivul care ne aduce. Poate că ai venit aici în parcarea mai bună decât la biserica aia altă. Ai venit pentru că ai auzit că e predicatorul nu știu care locul ăsta. Ai venit pentru că te-a adus cineva, indiferent de ce ai venit. Poate ai venit că ai zis, bă, poate pică ceva. Indiferent care a fost cauza, motivația, lucrul care te-a dus astăzi aici, eu știu ceva, Iisus e prezent în locul ăsta. Iisus se poate atinge de tine seara asta. Iisus te poate libera seara asta. Iisus poate să-ți transforme viața în seara aceasta. Și titlul predicii din seara asta este: ce caută omul la biserică și ce oferă Domnul? Sunt 7 puncte. De ce? Pentru că Evanghelia după Ioan are cifra 7 ca fiind o cifră importantă. De altfel, în Scriptură, cifra 7 este o cifră cu anumite semnificații duhovnicești. În Evanghelia lui Ioan, încă din prolog, din primul capitol, capitolul 1 pe care îl cunoaște majoritatea dintre noi, cuvântul întrupat, Fiul lui Dumnezeu, are 7 calități. În Evanghelia după Ioan, dacă o să cercetăm, și eu cred că o să faceți, nădăjduiesc că faceți treaba asta, dar nu acum, ci când ajungeți acasă, veți vedea că Iisus face 7 declarații despre sine, declarații pe care le cunoaștem cu toți, El spune despre sine: Eu sunt pâinea vieții, Ioan, capitolul 6, Eu sunt lumina lumii, Ioan, capitolul 9, Eu sunt ușa, în Ioan, capitolul 10, Eu sunt păstorul cel bun, în Ioan, capitolul 10, Eu sunt învierea și viața, în capitolul 11, Eu sunt calea, adevărul și viața, în capitolul 14, și Eu sunt adevărata viță, în capitolul 15. Sunt 7 mari afirmații despre Mântuitorul Iisus, pe care le regăsim aici, în cea de-a 4-a Evanghelie, cum o numesc teologii, în Evanghelia după Ioan. Și așa, pentru că cifra 7 e atât de importantă în această Evanghelie, am ales și eu să sistematizez mesajul, ultimul, pentru că nu era bine să am vreo predică până astăzi pe 7 puncte, ultimul, e bine să fie ultimul pe 7 puncte. Așadar, sunt 7 motive pentru care oamenii vin la biserică, 7 lucruri care le aduc aici, 7 căutări pe care le are omul,
Dar pe de o parte o să vă prezint care sunt căutările omului, pe de altă parte o să vă vorbesc despre ce ne oferă Domnul. Și profetul Isaia spunea în această seară, și voi l-ați auzit, cât de departe sunt gândurile mele de gândurile voastre. Cât de departe sunt așteptările mele, zice Domnul, de așteptările voastre. Ce caută omul? O să vă spun încă de la început, sistematic, care sunt căutările omului și care este oferta Domnului. Ce caută omul și ce oferă Domnul? În primul rând, omul caută câteodată într-un cadru de felul acesta, da? Unii caută statut social. Cum să zic asta? Mai pe românești, unii caută reclamă. Domnul oferă statut spiritual. Unii caută bucurii pământești. Vorba românului, să ne simțim bine. Dom'le, dacă n-am condiții, eu nu vin la voi. Domnul oferă bucurii duhovnicești. În al treilea rând, unii caută metode rapide. 1, 2, 3. Domnul oferă progres în timp. Asta e greu de înțeles. Omul caută vinovați. Și unii vin la biserică să răspundă la întrebarea, cine-i de vină, Domnule, că merge mie prost? Domnul oferă soluții. În al cincilea rând, omul caută teorii inutile. Și unii au venit astăzi și au zis, bă, vine un predicator de la profesor la București, vine un predicator de la Oradea, să vedem ce teorii o să ne mai spună. Domnul oferă experiențe reale cu el. În al șaselea rând, omul caută tradiții omenești. Domnul oferă cuvântul sfânt. Și în al șaptelea rând, omul caută ajutor în necaz. Domnul oferă o relație zilnică cu el. Repet, știu că nu o să le țineți minte pe toate, dar eu totuși mă încăpățenez să repet. Omul caută statut social, omul caută bucurii pământești, omul caută metode rapide, omul caută vinovați, omul caută teorii inutile, omul caută tradiții omenești, unii caută ajutor în necaz. Domnul oferă statut spiritual, Domnul oferă bucurii duhovnicești, Domnul oferă progres în timp, Domnul oferă soluții, Domnul oferă experiențe reale, Domnul oferă cuvântul lui Sfânt și Domnul e gata să ne ofere începând din seara asta o relație cu El. Slavă Lui pentru asta! Acum am fost sigur că partea baptistă omiletică am făcut-o acum, în cele 2 minute în care m-am prezentat schița. De aici încolo să vedem în ce direcție mă ia Domnul Sfânt. Am zis că omul caută, în primul rând unii oameni caută, un statut social. În textul nostru, uitați-vă cât de discretă este apariția acestui om. Spune bine în primul verset că Iisus l-a văzut, nu se bagă în seamă. Înspre deosebire de orbul acesta care e atât de discret, nebăgător în seamă, să zic așa. Ce mare diferență între el și părinții lui? Gândiți-vă puțin la părinții lui. De multe ori m-am pus în situația acestui orb. Vă imaginați că omul ăsta nu și-a văzut părinții niciodată până în ziua în care Iisus s-a atins de el. Și când Iisus s-a atins de el și i s-au deschis ochii, sunt 100% sigur că atunci când a fugit acasă, prima lui dorință a fost să vadă chipul mamei. Să vadă cum arată tata. Imaginați-vă că omul ăsta nu văzuse niciodată. Nu știa ce înseamnă albastru, nu știa ce înseamnă galben. Pentru el toate noțiunile acestea erau abstracte. Cum arată un copac și așa mai departe. Un om care s-a născut orb și care nu are habar de nimic din toate aceste lucruri. Și imaginați-vă că la câteva zile, după ce vede pe tata și mama și cât de mare bucurie trebuie să fi fost în casa aceea, când își îmbrățișează părinții și spune, mamă, ești atât de frumoasă, tată, mă bucur să te văd. Și la câteva zile după aceea, tata și mama, Doamne, e o imagine dureroasă. Și doar un părinte poate să înțeleagă asta. Sau nu. Tata și mama, știți ce fac amândoi? Ne spune Biblia, în versetul 18, 19, 22, zice, el e băiatul vostru. Îl întreabă aia care cercetau cazul. Da, el e. Dar zice, nu prea să te neamă așa. Păi, n-a fost orb, ba da. Cum s-a întâmplat? Păi, întrebați-l pe el. Păi, voi nu știți? Nevastă, ce zice? Nu știu. De ce? Biblia spune, pentru că farisei și cărturarii hotărâsele că dacă cineva va spune că Iisus este Hristosul, întecește Mesia, adică Ursul lui Dumnezeu, Mântuitorul, să fie dat afară din sinagogă. Ce însemna să fii dat afară din sinagogă? Nu însemna, cum era pe vremuri, să te pună careva în ultimul rând, să fii dat afară din sinagogă însemna că erai un fel de bolnav de lepră. Nimeni nu te saluta pe stradă. Dacă ai fi intrat undeva într-o relație comercială, nu puteai vinde, nu puteai cumpăra, nimeni n-ar fi vrut să aibă niciun fel de relație cu tine.
Erai parea societății, nebăgat în seamă de toți ceilalți. Ce poate fi mai rău decât să fii într-o comunitate, să fii la biserică, de exemplu, și nimeni să nu vrea să dea mâna cu tine, să nu te bage nimeni de seamă. Și oamenii ăștia sunt puși în fața acestei dileme. Bă, ăsta e băiatul nostru, dar băi, băiatul nostru. Dar dacă recunoaștem că e prea mult băiatul nostru și ne lipim prea mult imaginea de el, o să fim dați afară din sinagogă. Știți ce tuneros? Pentru oamenii ăștia e mai important ce spun ceilalți decât să-și asume faptul că băiatul ăsta e băiatul lor. Și să spună, da, e copilul nostru. Da, a fost vindecat de Iisus. Da, noi nu l-am întâlnit pe acest Iisus, dar dacă l-am întâlnit, îmi spune Iisus, îți mulțumim. Că atunci când băiatul ăsta s-a născut, copilul ăsta a venit pe lume, nu mi-a dat seama că e orb. Și vorbeam cu nevastă mea să fi povestit ăsta, tatăl orbului, cu numele Simeon, să zicem, sau Levi, sau știu eu cum o fi numit. Și vorbeam cu nevastă mea și la un moment dat ea mi-a spus, dragă, uite, copilul nostru, parcă ceva e în regulă cu el, că nu se uită, ceva cu privirea lui nu e în regulă. Și el m-a fi, și eu i-am spus nevastă, tu totdeauna vezi tot felul de lucruri, sigur n-are nimic, dar mai trecut o zi, două, trei, și după aia l-am dus la preot, și preotul mi-a spus că e bolnav, că s-a născut orb, și lumea a început să vorbească prin localitate, o, s-a născut orb, că ăștia-l curvit înainte, s-a născut orb, pentru că ăștia-l făcut cine știe ce păcate. Și o vreme întreagă, au trecut ani în care nimeni nu ne-a băgat în seamă, după aceea băiatul nostru a devenit cercetător și nu mi-a uitat ce s-a întâmplat. Și când în sfârșit a fost acceptat în societate, acum să fim din nou excluși de societate. Și puneți-vă puțin în postura acestor oameni. Mă gândesc că și tu, dragul meu prieten, ești pus în seara asta în fața aceleiași decizii. Tu spui, mă, dacă mă botez în apă, ce o să zică bunicul, ce o să zică bunica? Am cunoscut o femeie care ani de zile nu s-a botezat, ce venea la adunare, la rugăciune, la toate programele, dar spunea, zice, tata a fost titor în Biserica Ortodoxă și eu dacă mă botez, tata a zis că nu vrea să mai vorbească cu mine niciodată. Și frica de oameni, spune Biblia, este o cursă și tu nu te implici în niciun fel în ceea ce Dumnezeu îți cere. De ce? Pentru că pentru tine e mai important ce spun oamenii decât ce spune Dumnezeu. Pentru că de ani de zile trăiești în frica asta, de ani de zile nu ești în stare să faci ceva pentru Dumnezeu. Eu să zic să fie Domnul, dar ce o să zic ăla de lângă mine? Eu să zic amin. Dar ce o să zic ăla de lângă mine? Eu o să fiu botezat cu Duhul Sfânt și să vorbesc în alte limbi, dar ce o să zic ăialalți? Dar eu să fac ceva pentru Dumnezeu? Cum să fac eu ceva pentru Dumnezeu? Ce o să zică oamenii? Și prima ta grijă e asta. Spui da, știu că trebuie să mă botez în apă. Da, știu că trebuie să mă las de păcatul din viața mea. Dar știu că nu mai trebuie să fumez. Dar știu că trebuie să mă las asta. Dar ce o să zică colega de la lucru? Dar ce o să zică prietenii? Dar vreau să vă spun în seara asta, cât de puțin important e ce vor spune oamenii. E mult mai important, dragul meu ascultător, frate și soră, prieten drag, e mult mai important ce spune Dumnezeu. Dar mulți dintre noi suntem în adunare, când venim mult prea preocupați, știți de ce? De reclamă. Că vreau să fac o afirmație care sună dubios, o să vă zic așa. Sunt prea multe talente în biserica noastră și în bisericile noastre, prea puțin talanți. Pentru că unii dintre noi suntem dornici numai de lumina reflectorului, dar prea puțin dornici, ca să stăm în fața lui Hristos. Și știu când eram copil, că mă ducea tata cu forța la adunare. Aproape că eram în stare să vină cu tuba cu mine. Și întotdeauna să fiu sigur că tata m-a văzut, făceam turul bisericii, porneam de acolo, că și noi aveam o ușă care era acolo în spate și ieșeam pe aici. Mergeam ostentativ, așa, drept, să fiu văzut. Cum sunt unii care fac turul, așa, mă rog, unii, pentru că vor neapărat să fie văzut. Și eu îmi doream cumva același lucru. Făceam, am făcut turul bisericii de mai multe ori. Făceam turul o dată de două ori, eram sigur că tata m-a văzut. După aia ieșeam și nevăzut eram. De ce? Pentru că eram interesat, în primul rând, de statutul social. Dom'le, dacă nu mă pui să zic ceva, dacă nu mă pui să predic eu, dacă nu predic eu, dacă nu cânt eu, dacă nu mă pui pe mine să fac ceva. M-am supărat, frate, și am plecat. De ce? Pentru că suntem mult prea preocupați de ce vă spune oamenii. Prea puțin interesați de ce vă spune Dumnezeu. Mult prea preocupați că atunci când cântăm, bă, să prindă bine la public, când predic, să iasă bine în fața voastră. Suntem mult prea obsedați. Știți care e lucru care ne obsedează cel mai mult? Cum dau eu în ochii celorlalți? Self-esteem-ul meu, imaginea mea. Bă, cum mă văd pe aia? Mă văd bun, mă văd pocăit, mă văd deștept? Care e imaginea mea? Și știți care e treaba? Impostura e la modă în vremurile noastre.
Suntem atât de tentați să pozăm în exterior altceva decât suntem în realitate. De aia sunt mulți interesați de diplome, prea puțin interesați de cunoștințe reale. De aia mulți sunt interesați de să arate frumos în exterior și să se aranjeze frumos. Dar dincolo de această frumusețe aparentă, prea puțin sunt interesați de ceea ce e aici, în inima lor. Mult prea mult suntem interesați doar de ceea ce izbește privirea. De eu vă spun în seara asta, este cineva prezent aici care vede ce e în inima noastră. E adevărat că păstorul nu vede asta, eu nu văd asta. Habar n-am ce dincolo de freza aia impecabilă. N-am habar ce dincolo de zâmbetul ăsta pe care îl pui în față, nu te gândești, bă, mai îngrijești ăsta. N-am habar de ce e în gândul tău, în mintea ta, în sufletul tău, în viața ta. Nu știu ce ai pățit săptămâna trecută, dar vreau să-ți garantez un lucru. Este cineva care știe. Eu nu uit prima predică pe care am ținut-o la mormântare, la 18 ani, era mormântarea unei fete de 16 ani. Și fata asta a murit fără ca medicii să-i poată pune un diagnostic. I-au pus diagnosticul după moarte, cum se întâmplă de multe ori în România. Și eram undeva la marginea unor drumuri desfundate, cum există la noi. Știți că noi avem drumuri în România, dar studiile de fezabilitate și prefezabilitatele guvernului. Și undeva pe niște drumuri desfundate, la marginea lumii, mă întrebam, Doamne, unde ești Tu acum? Și când m-am ridicat în picioare, am uitat predica. De ce? Că fata asta era moartă și era singură la părinți, taică-său și maică-său, erau amândoi bolnavi de cancer și stăteau la marginea gropii, acolo m-au pus frații să predic și eu. Când am ajuns la marginea gropii și am văzut stând acolo lângă sicriu și am zis, ăștia sunt la marginea gropii și la propriu și la figurat. Și când m-am ridicat în picioare, n-am știut ce să mai spun. Dar în adâncul inimii mele am închis ochii, cum mi se întâmplă de multe ori în predică, închid ochii, pentru că aștept inspirația asta care vine de la Dumnezeu și am închis ochii și un minut și ceva, n-am zis nimic. Și în minutul ăla, mine însumi strigam către Dumnezeu și spuneam lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, de ce se întâmplă asta? De ce fata asta e aici? De ce părinții ăștia care sunt pocăiți trebuie să-și înmormânteze singur un copil? De ce amândoi sunt bolnavi de cancer? De ce, Doamne? Unde ești Tu acum? Am zis eu. Crezând că aceste cuvintele mele vor rămâne înregistrate în istoria astrală a pentecostalismului românesc, dacă există așa ceva. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit la nivelul minții și mi-a zis, eu sunt chiar aici. Adus aminte că numele meu este Emanuel. Și Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi. Duhul Sfânt mi-a zis, eu sunt chiar aici, la această margine de sat, la această margine de groapă, la această margine de lume, pentru că mie îmi pasă de fiecare om. Doamnă dragă, Domnule drag, băiatule drag, fato, ascultă-mă ce spune Dumnezeu, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Nu fi prea preocupat de imaginea asta pe care o proiectezi înspre ceilalți. Fii preocupat de ceea ce va vedea Dumnezeu. Și dacă nu se uită Dumnezeu ce ai făcut săptămâna trecută, și dacă se uită Dumnezeu ce ai strâns în mintea ta, și dacă se uită Dumnezeu la toate imaginile din mintea ta, și dacă vede Dumnezeu toate vorbele pe care le-ai rostit și le aude Dumnezeu, și dacă vede Dumnezeu tot ce ai făcut, doar e Dumnezeu fericit de alegerile tale. Ce căutăm noi? Ce caută omul? Omul caută statut social, Dumnezeu oferă statut spiritual. Doi, omul caută bucurii pământești, Domnul oferă bucurii duhovnicești. Știți, în ziua de sabat, când ziua de sabat face Iisus minunea asta, în ziua de sabat, în mod normal, oamenii cu handicap și cu probleme erau marginalizați. Era o regulă în Mișna, că dacă e un om bolnav, n-ai voie să-l ajuți în ziua sabatului să-l faci să se simtă mai bine, ci eventual, poți doar să stabilizezi un om. Adică dacă unul se bate între viață și moarte și trebuie să îl ajuți cumva să nu moară, ai dreptul ăsta, dar n-ai voie, spunea Mișna, o carte care conține tradiția, care conține formă scrisă, tradiția nescrisă evrească, spunea, n-ai voie să-l ajuți pe om să se simtă mai bine. E cam absurdă regula asta, că din momentul în care îl stabilizezi pe unul care se află într-o stare critică, e clar că îl ajuți să se simtă puțin mai bine. Dar, în fine, ideea era că în ziua de sabat, oamenii cu probleme erau ascunși. Pentru că ziceau evreii, în Talmud, rabinii ziceau așa, ziua sabatului, ziua bucuriei. Ziua asta e ziua bucuriei. Ce facem cu aia care au probleme? Ne facem că plouă. Și te întreabă Dumnezeu, cum ești? Și te întreabă păstor, cum ești? Te întreb și eu, ce mai faci? Cum ești? Și tu zici, bucuros. Și ți-am ajuns să mă exaspereze demnurile care sunt despre bucurie. Am senzația câteodată că venim în biserică și ăla din față ne dă cu Biblia în cap și ne spune, fiți bucuroși. Dați-mi voie să și plâng în biserică. Dați-mi voie să vin exact cum a venit Ana
mama lui Samuel, în 1 Samuel, în primul capitol, în versetul 10, și cu sufletul amărât zice, a plâns înaintea lui Dumnezeu. Noi știu că unii veniți și spuneți, bă, dacă nu mă simt bine, eu am plecat de aici. De-aia trebuie să fie 15 oameni de ordine, aer condiționat și recondiționat încă unul, dacă cum sunteți, dar vă rog, dar poftiți, dar vă așezați, dar ce mai faceți, dacă cum sunteți, dar familia cum este. Și așa, ne supărăm că unul s-a uitat puțin ciudat la noi. De ce? Pentru că unii dintre noi când venim în casa lui Dumnezeu, în loc să căutăm bucurii duhovnicești și să căutăm bucurii lumești. Adică să ne simțim bine și atât. Bun, ce bine m-am simțit de acolo. Acum nu înțelegeți greșit, nu cred că ar trebui să avem aici niște bănci din alea așa foarte inconfortabile, să ne simțim cât mai rău, să ne ducem toate canoanele în felul ăsta. Nu la asta mă refer. Dar noi nu venim în biserică, în primul rând, bă, de ce ai venit acolo? Să mă simt bine. Nu. Noi venim aici nu pentru bucurii pământești, să mă simt bine, în primul rând, din punct de vedere fizic, ci eu vreau aici să mă bucur în Duhul lui Dumnezeu. Amin. Biblia spune că ferice de cei ce plâng. Eu mi-aduc aminte de unul care a intrat în adunarea noastră, era nepocăit, și când a intrat, Dumnezeu l-a mântuit. Eu am mai povestit despre omul ăla, era cel mai rău om din sat, că nu era cu minte, îmi zicea bunica, dacă nu ești cu minte, vine nenea și zicea numele. Apropo, dragi copii, dacă vă amenință părinții cu treburi de genul ăsta, că dacă nu ești cu minte, vine nu știu care și te ia, nu va da pentru nimic lumea asta. Fie vorba între noi. Și când a intrat ăsta în adunare, era beat, abia să se plinea pe picioare și toată adunarea, până atunci ani de zile ne-am rugat pentru el, dar nu credeau mulți că o să vină la biserică. Și dacă până atunci ne-au rugat, Doamne, adun la biserică, atunci când l-au văzut frații beat, să rugau, Doamne, trimite la casă. Că ăsta ne strică programul. Și a plâns tot programul, cum rar am văzut pe cineva. Și s-a întors la Dumnezeu și a fost botezat în apă. Și o să vă spun ceva. L-am văzut în biserică ani de zile de ultimul rând, plângând tot timpul. Dar știți ce era interesant? La început lacrimile lui erau lacrimile omului care se mărturisește înaintea lui Dumnezeu, lacrimile omului care are inima frântă și după aia pe parcurs vedem că se luminează la față și fața lui era transfigurată și lacrimile lui de tristețe se transformau în lacrimi de bucurie. Că venim la biserică, nu știu ce ai avut săptămâna trecută și ai avut probleme cu bărbatul tău, poate ai avut probleme cu pruncii, poate ai avut probleme cu soția, poate ai avut probleme, nu știu, financiare. Numai Dumnezeu știe prin ce ai trecut săptămâna asta. Și ai venit în locul acesta și cu inima tristă și poate cu sufletul amar, la fel ca Ana, ți-ai învățat sufletul înaintea lui Dumnezeu și știi ce se întâmplă când înțelegi că Dumnezeu e prezent în locul acesta. Când îți întorci fața către Dumnezeu, fața ta e transfigurată, transformată, duhovnicește de Dumnezeu. Și dacă la început fața este tristă, prezența lui Dumnezeu din adunare îți transformă această tristețe în bucurie și lacrimile de tristețe, Dumnezeu prin Duhul Sfânt le transformă în lacrimi de bucurie. Aleluia, slăviți să fie Domnul! Amin. Al treilea lucru. Omul caută metode rapide. Dacă ne uităm la versetul 6 la 7, ce face Iisus? Iisus spune în Biblia că scuipă, și acum o imagine ciudată aici, scuipă, face tine, zice acolo, cuvânt arhaic, noroi, pune pe ochii orbului, e o imagine care ne aduce aminte de creație. Omul a fost făcut din pământ și acum Dumnezeu, în loc Hristos, recrează funcția văzului. Dar e foarte interesant că omul ăsta fiind orb, probabil că era murdar pe față. Și acum când vezi un om care e orb și murdar pe față, nu te gândești, bă, cum ar fi să-l vindec? Ce ar fi să murdărești mai tare? Și Domnul Iisus face ceva aparent ciudat. Face noroi, pune pe ochii orbului și după ce pune noroiul pe ochi, îi mai și spune, orbule, vrei să fii vindecat? Ia du-te tu până la o scăldătoare care se numește și trimis, nu întâmplător cu siguranță, până la Siloam. Prin câte o fi trecut orbul ăsta să ajungă până acolo? Noi nu știm cât de lung, Biblia nu ne dă detaliul ăsta, nu știm care e distanța până acolo. Poate fi durat, eu știu, zile, habar n-avem, ore. Cu siguranță însă nu era la 2 metri de distanță. Cred că ar trebui să meargă ceva. Știți de ce? Pentru că vreau să mă ascultați bine. Când Dumnezeu oferă, Dumnezeu oferă un progres în timp. Noi știți ce vrem? Noi vrem ceva rapid. Noi vrem metode și vrem metode rapide. Dacă sunteți atenți la întrebările fariseilor și cărturarilor, știți care e întrebarea lor? Întrebarea lor nu este cine te-a vindecat în primul rând, ci întrebarea lor este cum? Bă, frate, fii atent. Mă cheamă unul cu un aer conspirativ. Hai o leacă aici. După terminarea programului, zici, vreau să zic o chestie. Dumitale, pe mine să mă înveți cum. În rest, nu mă interesează ce spui, doctor.
cum. Eu vreau să știu metoda. Vreau să știu, zice, cum să rezolv problema pe care o am cu pruncii. Și ca să rezolv problema pe care o am cu pruncii, că sunt mai mult când de la pian, bine? Dar ce? Cum? Oamenii vin și zic cum. Asta e interesul celor mai mulți. Cum? Mă sună unul din Londra, în urmă cu ceva vreme, au trecut an, și spune, domnul pastor, fii atent, eu sunt dependent de jocurile de noroc. Mie să-mi spui cum să scap. N-am timp prea mult. Mie să-mi spui punctul 1, punctul 2, punctul 3, punctul 4, punctul 5, dar să fie repede. Pentru că noi vrem metode rapide. Dumnezeu zice, vrei să fii mai bun? Există o soluție. Știi care e soluția? Crede în Iisus Hristos. Pocăiește-te. Botează-te în apă. Citește cuvântul lui Dumnezeu, roagă-te și intră într-un proces de sfințire pe care realizează Dumnezeu prin Duhul Sfânt în tine. Dar știi ce înseamnă asta? Muncă și munca nu prea te place. Știi ce înseamnă asta? Răbdare, că durează. Dar mai e ceva interesant aici. Iisus folosește elemente exterioare, materiale, ca să se ajute cumva, ciudat, ca să-L vindece. Știți câteodată Dumnezeu folosește și medicamente ca să ne vindece? Sunt din ăștia porniți, zice, băi, aia nu e minune dacă a fost medicament. Ne poate ta, zice, aia nu a fost minune. Cum a fost aia vindecată? Zice, aia nu a fost minune, că a ajuns să facă citostatice. Aia nu e minune, că a stat un an și ceva pe spitale. Vă spun că e o minune. Toți copiii care au fost diagnosticați cu același lucru sunt morți. Șansa de reușit era infimă. Și totuși astăzi trăiești. Slavă Domnului. Dumnezeu câteodată te lasă să ajungi în spital. Știți că am primit aici niște bilete să ne rugăm pentru unii oameni care urmează să fie operați. Doamne dragă, dacă ești aici. Domnule drag, dacă ești aici. Dumnezeu câteodată permite să ajungi și acolo și Dumnezeu permite câteodată să trebuiască să folosești și tina aceasta, pământul acesta amar al medicamentului omenesc. Și un proces al vindecării. Noi am vrea așa, mai că n-am cântat hitul ăla din anii 90, vrea o minune. Vreau să se realizeze noi acum, imediat, peste noapte, am ridicat o mână, gata, îți pocăit, cel mai mare pocăit. Eu am de ce să fiu predicator, de unde cel mai bun predicator. Eu am de ce să fiu cântăreț, de unde cel mai bun cântăreț. Eu am de ce să fiu pocăit, de unde cel mai mare pocăit. Bă, omule, ascultă-mă bine. Tu când te întorci la Dumnezeu, nu faci decât să schimbi direcția. Tu, de fapt, ești în același loc. Tu, în momentul în care te pocăiești, nu faci altceva decât să schimbi direcția. Tu te îndreptai spre iad, spre moarte, dar prin credința în Iisus Hristos, tu ți-ai schimbat direcția. Din clipa aceea, spune Biblia Romani, ești socotit de prihănit. Nu ești. Ești socotit. Ești considerat. Dar noi vrem, bă, vrem ca pruncii noștri să fie cei mai buni, dar acum? Știți ce interesant? În Evanghelie avem 4 sau 5 ori vindecați de Iisus. Niciunul nu-i vindeca la fel ca celălalt. Când vor ajunge ori din rai, să vorbească unul cu altul și să spună pe tine cum te-a vindecat. Păi eu eram la marginea drumului și când am auzit că trece, am zis, acum e șansa mea. Și am strigat, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Un altul a zis, o să zic, că pe mine m-a scos din cetate, m-a dus la marginea cetății, mi-a pus cuipat și s-a atins de mine și m-a întrebat, vezi și nu vedeam prea bine. A zis, văd niște oameni care arată ca niște copaci. Dar pe tine cum te-o vindecat? Dar am eu pus noroi. Știți de ce? Pentru că ceea ce vrea să scoate în evidență lucrul ăsta e că nu contează metoda, ci contează cine. O, suntem unii dintre noi la fel ca Simon Vrăjitorul, gata să plătim licența pe metoda lui Dumnezeu și să ne excludem pe Dumnezeu din metodă. Cum să facem, frate, să crească biserica? Cum să facem, frate, să fim mai pocăiți? Cum să facem, frate, să fim mai buni? Cum să facem treaba asta? Punctul 1, punctul 2, punctul 3, vă spun toate punctele. Punctul 1, Iisus Hristos. Punctul 2, Iisus Hristos. Punctul 3, Iisus Hristos. Punctul 4, Iisus Hristos. Punctul 5, Iisus Hristos. Bă, noi trăim vremuri în care metoda contează cel mai mult. Leadership, să ne învețe cum să metode de apurire. Punctul 1, punctul 2, trebuie să faci așa, trebuie să vorbești așa. Și așa mai departe. Învățăm o grămadă de lucruri, o grămadă de metode care sunt mai mult sau mai puțin importante. Eu vă zic un lucru, tot ceea ce contează cu adevărat e ca metoda să fie aplicată prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin prezența lui Hristos acolo. E ca metoda să fie cristocentrică, să-L avem pe Hristos. Pentru că degeaba luăm noi metode de marketing și le băgăm în biserică, pentru că biserica trebuie să rămână biserică mai departe. Dar noi avem tendința asta, domnule, vrem să știu metoda și metoda să fie cât se poate de rapidă. Știți de ce? Știți de ce Iisus nu vinde că toți orbii cu noroi, cu scuipa, că ar fi fost măcar 100 și ceva de mii de păstori care să facă astăzi aceeași chestie. Și așa sunt eu câțiva.
Oameni care se ia metoda, cum i-am văzut pe unii, zice, bă, a trecut umbra lui, nu știu care, predicator, cu stă, nu știu cine, și-a fost vindecat. De ce? Că noi suntem interesați să luăm metoda. Dar suntem prea puțin interesați de Iisus. Eu în această seară vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu vrea să facă o schimbare în viața ta. Dar Dumnezeu vrea să realizeze această schimbare prin credință, în timp, prin Duhului Cel Sfânt. Nu te descuraja. Dacă de astăzi ai hotărât să te pocăiești și de mâine o să ai din nou aceleași tentații, nu te descuraja. Strigă către Domnul Iisus Hristos. Nu metoda contează în primul rând, contează ca Hristos să fie acolo. Omul caută metode. În al patrulea rând, omul caută vinovați. Știi ce chinuia mă urce? Deci cine e vină? A zice, aceasta e întrebarea. Cine e vină? Că s-a născut așa. Și Domnul Iisus ne dă un răspuns fantastic, fabulos, versetul 3. S-a născut așa. De ce s-a născut copilul cu Down? Și Iisus zice, s-a născut așa. Cine e vină? De ce? Pentru că suntem interesați să știm cine e vinovat. De ce suntem interesați de cine e vinovat? Am ajuns să fim atât de interesați în România cine devine de cine devine, că nu ne mai interesează de vreo soluție. Cine devine că nu merge căsnicia ta? Tu ești devine, zice, și ai tăi. Voi, neamul vostru. De 20 și ceva de ani, 30 de ani în România, am intrat într-un joc din acesta diabolic al aruncării vinovăției. Când vine un guvern, ăia de dinainte au fost de vină. Vine ăștia, vă rog, moștenirea de dinainte și dăm vina unii pe alții. De ce nu merge treaba cum a trebuit să meargă? Femeie, tu care te întrebi, de ce treci prin problemele prin care treci și dai vina pe bărbatul tău? Am auzit o femeie care spunea, avea 70 de ani, frate, zice, m-am rugat, nu știu, vreo 30 și ceva de ani, zicea ea, ca Dumnezeu să schimbe pe bărbatul meu și după 30 și ceva de ani de rugăciune, Dumnezeu m-a schimbat pe mine. Le căutăm vinovați. Te întreb, dragul meu tânăr și dragă tânără, de ce ești tot timpul învinsă, de ispită, de ce ești biruit de senzațiile pe care le trăiești? De ce? De ce ai pierdut banii? De ce ți-ai pierdut sănătatea? De ce? Și dai vina, sigur, și ea e de vină, și el e de vină, pruncii de vină, tatăl a fost de vină, că nu m-a dus la adunare, la timp, alții sunt de vină. Mi-aș vrea să spun în această seară, Dumnezeu e gata să ofere soluții și Iisus le spune acestor ucenicii săi, nu contează, în primul rând, cine e vinovat. El s-a născut așa, cu un scop. Care e scopul? Să se arate lucrările lui Dumnezeu, omul ăsta. Am un prieten care e doctor și diagnostic. Adică, zice, bă, poate există, poate nu există Dumnezeu, dar treaba lui, eu cu treaba mea. Și prietenul ăsta meu, fabulos de inteligent și am avut în spital unde este el șef de secție, am avut niște frați care au trecut printr-o situație groaznică. Soția acestui frate a fost vreo 4 sau 5 ani bolnavă de cancer. Ea a slăbit de la vreo 70 de kilograme până la 40 de kilograme. Și prietenul ăsta meu îmi zice într-o zi, zice, bă, Adi, aproape că am ajuns să cred în Dumnezeu văzându-i pe oamenii ăștia, dar zice, încă sunt în dubii. Dar cel puțin în creștinismul lor, zice, eu cred. Dar Dumnezeu încă nu sunt 100% sigur. Și zic, bă, cum ai ajuns? Pentru că, zice, erau ăștia în spital și mi se păreau ciudat, că îi vedeam tot timpul cântând, păi el a văzut așa ciudat de zâmbitor și a zis, bă, ăștia nu-s normal. Ăștia nu știu ce gravă e situația. Și așa zice că am luat-o pe femeia asta, zice, care e la voi în adunare, și am vorbit cu ea. Și l-am luat pe bărbatul său, zice că l-am special mai enervat, că vedeam că el e așa cu zâmbetul ciudat. Și am zis, bă, că nu știi care e situația. Și am început să-i spun diagnosticul. Și el m-a oprit și mi-a zis, domnul doctor, stați liniștit, dumneavoastră nici nu știți tot. Să vă spun eu. Că noi am fost la Viena și am primit și de acolo niște rezultate. Și zice, când eu i-am zis inițial, eu mă așteptam ca ceea ce îi spun să-mi dărâme, să-mi termine. Și când el începea să-mi spună toate lucrurile pe care eu nu le știam, tot ce îmi spunea el, parcă mă dărâma și mai tare. Să-i oprește-te. Dar știi ce a zis omul ăsta? Fratele ăsta despre care vă povesteam. A zis, domnule doctor, noi știm, noi nu suntem nebun, că noi suntem naivi. Dar noi știm că avem un Dumnezeu mare. Și noi știm că dacă soția mea pleacă din lumea asta, se duce în prezența lui Dumnezeu. De altfel, ea și trecut la cele veșnice la câteva luni după aceea.
Noi căutăm vinovați. Știți de ce? Vă spun eu de ce căutăm vinovați. Ca să ne justificăm faptul că nu facem nimic. Știți de ce ucenicii îl treabă pe Domnul cine de vine? Ca să spună după aia, păi noi nu avem nicio legătură cu ăsta, ce să-i dăm bani, că ăsta e păcătos. Când vine unul și cere ajutor, zice, ce ăsta bă, ăsta e fumător. Ce bă, să-l ajut cu ăsta? Noi ne justificăm faptul că nu facem nimic prin faptul că îi căutăm vinovați și ne uităm la oameni. Știți că Biblia zice că în zilele din urmă oamenii vor fi bănuitori. Mă uit la tine și zic, bă, ăsta sigur a făcut ceva. După freză, după cum arată. O păcătuit ceva, au făcut 100% undeva, sunt niște lucruri neclare. Știți de ce? Bă, ăla e un nenorocit, ăla e un drogat, ăla e un curvar, ăla e un fumător. Și atunci numai noi suntem buni, ci treaba lor. Și noi ne vedem de treaba noastră. Justificăm faptul că nu facem nimic. De ce să mă rog, zice, că eram un păcătos? De ce să mă duc să-l ajut, că ăla, din cauza drogurilor, ajuns unde ajuns? Și noi vrem, de fapt, să căutăm vinovați, nu dintr-un alt motiv, ci din motivul ăsta, ca să justificăm faptul că nu facem nimic. Și ce fac eu? Stau liniștit. Și când despre mine, zice, eu și casa mea, om, măcar dacă ar fi așa. Ce caută omul? Omul caută vinovați în al cincilea rând, omul caută teorii în tine. Nu mi se pare absurdă întrebarea ucenicilor? Cine a păcătuit el sau părinții lui? Hai să ne gândim puțin. Cum adică să păcătuiască el dacă s-a născut om? Mai zic o dată. Doamne, zice, cine de vină că s-a născut așa? El sau părinții lui? Mă întreb, cum să păcătuiască el din moment ce s-a născut cum? Or. Vă zic eu de unde e teoria asta. Exista la evrei, exista o partidă evreilor care se numeau iudei eleniști, ăia care aveau o filosofie greacă și exista concepția aceasta preexistenței sufletului și ei spuneau așa, omul s-ar putea să păcătuiască încă înainte să se nască pentru că sufletul lui a existat într-o lume, într-o altă lume perfectă, vorba lui Platon, în lumea perfectă. Și înainte să se întrupeze, sufletul ar fi putut să păcătuiască și de-aia s-a născut om. Și Domnul Iisus stă și ascultă și zice, bă, dar ce teorie aveți? Când este zi, eu n-am timp de teorii. Eu am venit să vindec. Și ce spune orbul? Versetul 25, dacă vă uitați, ce spune orbul? Eu știu un lucru, am fost orb, dar acum? Noi știi ce căutăm? De multe ori venim la biserică și căutăm, bă, o să vină fratele nu știu care să ne spună cine sunt uriașii din Geneza 6. Să vină nu știu care frate să ne mai dea niște explicații teologice, pseudo-teologice, de cele mai multe ori științifico-fantastice. Să ne mai spună niște chestii care să ne lasă așa, bă, dar ce ne mai zis ăla? Ce predic o mai scos ăsta, bă, din jumătatea de verset, ce o mai zis ăla din punctul ăla care exista în original? Ce ne mai spus ăla? Ce mai... Și noi am rămas toți așa. Și căutăm tot felul de teorii, ce o să mai zic, nu știu cine. Și Domnul Iisus le spune ucenicilor săi, n-am timp de teoriile grecilor. Eu câtă vreme este zi, eu trebuie să muncesc. Și o să mă ating de orbul ăsta și orbul va vedea și orbul va spune, va mărturisi în fața celorlalți. Un lucru știu, era orb, dar acum am văd. Și ce e interesant că atunci când stă în fața fariseilor și cărturarilor și ăștia le întreabă cine este acest Iisus, el le răspunde, în versetul 17, un profet. Știți care e problema noastră pentecostală în ultima vreme? Am pierdut puterea mărturiei. Asta e tare. La noi în sat, m-am zis pe bunicii mei, au fost între primii pocăiți. Bunicul îmi povestea că au fost luați bătuți de jandari în perioada de dinaintea primului război, al doilea război mondial și după aia au fost luați și de comuniști. Și povestește că odată el cu câțiva, el era tânăr în vremea aia și cu câțiva frați bătrâni au fost duși la securitate bătuți într-un bench și toată noaptea bătuți. Și era un bătrân Gheorghe și bătrânul Gheorghe, după ce toată noaptea au fost ținut treaz și bătut de securiști, o trebuie să stea în fața unui activist de partid care dimineața a ținut o predică despre faptul că Dumnezeu nu există. Și ăla a început și le-a ținut un discurs mai lung decât vă pot eu ținea. Le-a ținut și după ce au crezut că le-au dat toate argumentele, îți dea seama săraci, nu au dormit toată noaptea și cum am bătaie încasată. Și Gheorghe Săracului nu prea înțelegea multe cuvinte din alea despre evoluționism, despre Marx, despre stătea așa. Și în cele din urmă, când ăsta a predicat Rona între ghilimele, comun zic eu care e părerea mea. S-ar putea ca și mintea ta să știi ceva. Noi nu știm ce știi lumea tale. Exact ca oricum. Eu nu știu dacă e pătătos, zice, dar eu știu un lucru. Nu știu ce
treaba aia cu evoluția, cum ai zis dumneavoastră, cu Darwin sau cum ai zis că-l cheamă. Eu nu știu cum e aia cu Max, cu Engel, eu știu un lucru. Când nevastă-mi era bolnavă și doctorii au zis că nu se mai poate face nimic, m-am rugat și Dumnezeu s-a atins de ea. Când pruncul al treilea copil, sau nu mai știu, al patrulea copil, era bolnav și nu se mai putea face nimic pentru el, domnule sau tovarășul, vă zic un lucru, m-am pus pe genunchi împreună cu ceilalți prunci și cu nevastă mea și am zis, Doamne, fă ceva! Și Dumnezeu s-a atins de copilul nostru și sănătos în casă. De prea multe ori căutăm teorii utile, Dumnezeu vrea să ofere experiențe reale. Voi credeți că Dumnezeu în seara asta poate oferi experiențe reale? Experiențe de genul când voi veți sta dragi tineri la școală cu prietenii voștri și o să vă spună Dumnezeu nu există, voi să puteți să spuneți, nu știu ce teorii spuneți voi, dar știm un lucru. Atunci când am fost în situația limită, m-am rugat și Dumnezeu m-a ascultat rugăciunea. Când mama era bolnavă de cancer sau când mama a ajuns să fie grav bolnavă, să pot să spui, m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. N-aveam bani de pâine acasă, mi-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, ai milă de noi, al Tău este aurul, al Tău este argintul, dă-ne, Doamne, pâinea cea de toate zilele, cum ai promis. Asta este puterea mărturiei, dar noi vrem, Doamne, teorii. Și Dumnezeu zice, vreau să vă ofer experiențe reale, ca voi aia care spuneți creștini când veți sta în fața celor care nu sunt creștini și care spun nu există Dumnezeu, voi să aveți tăria, pe lângă faptul că le cunoașteți teoria, să aveți puterea și tăria să spuneți, da, noi știm că Dumnezeul nostru este viu. De ce? Că Dumnezeul ăsta mi-a dus pace când psihiatrii nu puteau da liniște, când medicamentele nu-mi dădeau liniște să tot noaptea, Duhul lui Dumnezeu mi-a dus liniște și pace. Când aveam probleme în familie, nu cu soțul sau cu soția, Iisus Hristos a adus împăcare și dragoste în familie. Bă, oameni buni, asta vrea Dumnezeu să ofere. Că de teorie vine lumea. Omul caută tradiție omenește. Domnul oferă cuvântul lui. Știți ce? Când Iisus scuipă, v-ați gândit vreodată ce scuipă și face noroc și pune pe ochiul orbului? Știți de ce? Pentru că nici n-a existat câteva interdicții legate de ziua sabatului. Știți care era una dintre ele? Să te pui pe genunchi. Pentru că mai ales dacă erai mai gras, punându-te pe genunchi puteai face un efort prea mare. Dumnezeu măsura efortul și s-ar putea să fie călcat ziua sabatului. Interesantă teorie. În ziua de sabat n-avei voie să-ți spui, că dacă spui, poți să poți muta praful și dizlocând praful, Dumnezeu cântărește și firul de praf, cum zice Biblia, și o să cântărească firul de praf și o să socotească că tu ziua de sabat, ziua de odihnă, în loc să te odihnești. Ce ai făcut? Ai lucrat? Ai mutat praful. Ce face Iisus? Ziceți voi că nu vreau să mai văd vorbim pe niciunul, stârbul ăsta avem bună aici. Îți va mă ascundeți acolo după stârbul, așa. Ăla e mai periculos acolo. Iisus îi pune pe genunchi, scuipă, face noroi și pune pe ochiul orbului și zice, orbule, ai respectat tradiția evreiască până acum, da, Doamne, să trăiești. De astăzi încolo, ascultă de cuvântul meu. Tu care ai crezut că scapi de păcate când te duci la nu știu care duhovnic și îți mărturisești păcatele și astăzi tu păcătos ești. Mi-a zis o doamnă care a făcut 6 avorturi, mi-a zis, nu pot să am liniște și pace. Nu pot dormi noaptea, parcă aud glasul copiilor pe care i-am omorât în pântecele meu. M-am dus la toți preoții din lumea aceasta, am încercat toate sesiunile de consiliere psihiatrică posibile și nu s-a putut face absolut nimic. Ai încercat toate tradițiile, ai mers, ai stat într-un picior, ai făcut ce trebuia să faci și cu toate acestea te simți mai departe păcătos. În seara aceasta vreau să spun, omule, lasă tradiția omenească, ascultă de ce-ți vorbește Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu îmi spune seara asta, pocăiește-te, crezi în Hristos, întoarce-te la Dumnezeu, botează-te în apă, nu te lua după tradiții, că tradiția zice că trebuie să fii botezat când ești copil, nu. Cuvântul lui Dumnezeu că îți spune că trebuie să te botezi când ajungi la vârsta maturității. De ani de zile, bărbatule, femeie dragă, ascultă-mă bine, de ani de zile asculți ce spune tradiția și tradiția te-a lăsat tot la fel de păcătos, tot la fel de bolnav. În seara asta e timpul să-i spune Dumnezeu, Doamne, vreau să ascult de ce mi-i spune Tu. Iartă-mă, Doamne, că am ascultat de ce zice tradiția prea mult. Doamne, din seara asta vreau să ascult în primul rând de ce mi-i spune Tu. Și spune Biblia că atunci când orbul ascultat de Iisus a fost vindecat. Îți garantez un lucru, Iisus se atinge de tine în seara aceasta cu o condiție să asculte cuvântul Lui. Și ultimul punct, știu că, nu ziceți la mine aici, pe eu personal,
Omul caută ajutor în necaz. Domnul oferă relație zilnică. Hai că vă zic o chestie și mi se pare foarte interesant în test. Orbul vindecat ajunge la vecin, vecinul întreabă, tu ești, asta mi se pare cea mai tare întrebare, când intri în casă, te întreabă care tu ești, nu zi-o. E altcineva. Vecinul întreabă, tu ești. El zice, da, sunt eu. Și îl întreabă, cine te-a vindecat? Iisus. Și îl întreabă în versetul 12, dacă ați fost atenți la citire, și unde e acel Iisus? Știi ce zice el? Nu știu. Bă, să-ți deschidă ochii și tu să nu știi unde este. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt oameni ajutați de Dumnezeu, fără să știe absolut deloc unde se află Iisus. Pentru că sunt oameni care caută doar ajutorul lui Iisus, și după ce primesc, au plecat. Și vin la biserică și zic, dacă Dumnezeu mă vindecă, am cunoscut o doamnă care a fost vindecată de cancer pulmonar. În 3 săptămâni era în club. După ce Dumnezeu s-a prins de ea. De ce? Au trecut doi cu mașina pe lângă mine, au intrat în depășire, zic că ăștia n-a ajuns prea departe la cum conduceam. Și la câțiva kilometri mai încolo au aterizat într-o râpă, s-au dat peste cap. Eu am oprit, au mai oprit și alții. Amândoi au scăpat în mod miraculos. Și unul zice, bă, ce norocos sunt. Nici nu-i trece prin cap să zic că a fost mâna lui Dumnezeu. Și tu ești astăzi în adunare aici și aduți aminte de câte ori n-ai trecut milimetri pe lângă momente în care ai zis, bă, dar ce noroc am avut. Vreau să spun, n-a fost niciun noroc. Nu există noroc. A fost mâna lui Dumnezeu. Au fost momente în viața ta când ai zis, bă, ceva s-a întâmplat aici, ai fost la limită. Au fost momente în care păcătos fii, ai trăit în păcate, toate păcatele, dar totuși Dumnezeu și-a întins mâna. Și Dumnezeu protejează și pe bețivul ăla care cade la marginea șanțului și în mod miraculos nu moare. Și Dumnezeu întinde mâna și peste ateul care e mașina aia care se lovește de stâlp și reușește să scape cu viață. Și ascultă-mă ce zic în seara asta. Dacă Dumnezeu te-a ținut cu viață până în seara aceasta, te-a ținut cu un scop. Pentru că vrea să-și arate lucrările lui în viața ta. Și dacă tu n-ai murit bărbatul în accidentul de mașină în care ar fi trebuit să mori, și dacă femeie, atunci când ai fost diagnosticată cu cancer, totuși ai reușit să treci prin diagnosticul ăsta și să fii în biserică în seara asta. Și dacă n-ai căzut atunci când erai la pământ din cauza depresiei și nu ți-ai luat viața cu mâinile tale și totuși ești întreagă la minte și ești întreg la minte în casa lui Dumnezeu, e că Dumnezeu s-a îndurat de tine, n-ai fost bun, n-ai fost mai tare, n-ai fost norocos. Nu când erai copil și ți-au zis părinții, bă, să vezi, a trecut o mașină milimetri pe lângă tine, știi de ce? Pentru că Dumnezeu, încă înainte de întâlnirea lumii, pregătise seara aceasta, seara în care Dumnezeu să-ți vorbească, tu să asculți cuvântul, tu, Sfânt, să se atingă de inima ta și viața ta să fie schimbată. N-a fost întâmplător că ai scăpat o viață din accident. N-a fost întâmplător că ai trecut prin toate cât ai trecut și totuși ești cu viața seara asta aici. Dumnezeu te-a dus aici, nu căuta doar ajutorul lui Dumnezeu, caută o relație cu El. Vreau să pui un verset de rău frumos pe videoproiector și dacă nu-l pui să știi că nu te-ai predica, nu fugi. Nu fugiți. Versetul 35. Dacă vă aduceți aminte, capitolul 9, vă aduceți aminte. Unde e omul cu leprul? La stânga. Iisus a auzit că l-au, ziceți voi, l-au, mai ziceți o dată, l-au ca, versetul de dinainte pune el, de dinainte, nu pot, de dinainte, ultima propoziție care, cântă mai tare, mai tare, ca să audă mai tare piană, la și l-au dat afară, și următorul verset, și l-au dat afară, și versetul 35. Iisus a auzit că l-a dat afară. Și l-a găsit. Ce frumos! Când oamenii te dau afară, când prea iubitul tău, care ai crezut că o să-ți rămână până la sfârșitul zilelor tale, ai zis că iubirea vieții tale și tu zici, zice, dragă, nu te mai iubesc. Poftim afară. Când mama și tata, părinții tăi, n-au vrut să mai știe de tine. Au zis, îl dăm afară. Când prietenul tău pe care te-ai crezut cel mai mult, a zis, afară. Poți să spui și tu ca Iov, când prietenii mei au uitat de mine, când cei de aproape m-au părăsit, știu un lucru, răscumpărătorul meu este viu. Amin.
Când oamenii îl dau afară, îl caută și îl găsește Iisus. Când medicii te-au dat afară din spital și ți-au zis că nu se mai poate face nimic pentru tine. Când părinții au zis, din tine nu va ieși niciodată nimic, dispar din casa noastră. Când aia care te-ai crezut au zis, pleacă, nu ne interesează de tine. Chiar dacă omul ăla ți-ai pus toată nădejdea de el și zici că toată speranța mea, omul acela care ți-ai pus nădejdea și speranța te-a dat afară, dar vreau să spun ceva, în seara aceasta este cineva aici care te caută și te găsește. Și știi ce e frumos la el? El e păstorul cel bun, lasă cele 99 de oi de dragul unei singure oi pierdute. Noi păstorii de astăzi, când ne merge oaia neagră cu probleme, ne bucurăm că s-a dus, că nu trebuie să o excludem noi. Iisus lasă cele 99 de oi de dragul celei pierdute. Ce frumusețe! Voi ridicați-vă rapid în picioare, rapid, că altfel vă răzbedeți și continuu credința. Am o rugăminte la dumneavoastră. Vreau să stați cu ochii chiși. E rândul celor care au stat cu ochii deschiși să închideți acolo. Acolo unde vă aflați, vreau să stați cu ochii închiși, pentru că dacă stați iarăși cu ochii deschiși, o să vă distrag atenția tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Vreau în această seară să fac o rugăciune specială. O rugăciune pentru toți aceia care se simt excluși. Poate ai fost dat afară în sensul fizic sau nu. Poate doctorii te-au dat afară. Poate tu însuți te-ai dat afară și ai zis, nu mai există nicio șansă pentru mine. În seara aceasta avem pe cineva prezent în locul acesta care duce toate șansele. Am primit aici trei bilete în care suntem rugați înainte lui Dumnezeu să mijlocim pentru Elena, care trece prin multe încercări. Domnul să se îndure de sufletul ei. Un prieten care promite că se predă în mâna lui Dumnezeu și care spune că marți va fi la operație. Ne cere să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești aici, prieten drag, ascultă-mă bine. Iisus e gata să te ajute, dar nu uita de El după aceea. De asemenea, suntem îndemnați în numele Domnului să mijlocim pentru Daniela, care pe 14 decembrie va fi operată de cancer. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ea. Nu știu cine te-a dat afară. Poate te-au dat medicii, poate tu însuți te-ai dat afară. Vreau să mă rog pentru tine în seara aceasta. Poate te-au dat părinții, pentru că au zis, dacă te pocăiești, nu vrem să mai auzim de tine. În seara asta nu contează ce vor spune oamenii, contează ce spune Dumnezeu.